Bine v-am regăsit la Dialogul Speranței. Ne bucurăm să fim din nou împreună cu teme interesante pentru dumneavoastră. Este bucuria noastră să vă regăsim ori de câte ori avem posibilitatea, fie marți seară de la ora 21, miercuri de la ora 12 sau duminica de la ora 15. În fiecare ediție avem subiecte noi pe care le discutăm cu oameni pregătiți în domeniul teologiei, oameni care și-au dedicat viața în a sluji pe semenii lor, îi învață, îi povățuiește, îi păstorește, dar în același timp vrea să facă și educație spirituală, religioasă cu cei dintre dumneavoastră care ne urmăriți. În ocazia de astăzi vom discuta despre o temă mai puțin sensibilă. Vorbim în ocazia de astăzi despre blestem. Blesteamă Dumnezeu sau nu blesteamă? Avem noi voie să blestemăm sau nu blestemăm? Sunt câteva întrebări la care vrem să răspundem în ocazia aceasta alături de invitații noștri care le spun bun venit, bine ați venit, domnul Onisim Butuc. Bine v-am găsit, salut pe noastră și telespectatori. Mulțumim. Alături de noi revine domnul Claudiu Racu. Bine ai venit, Claudiu. Bine v-am regăsit. Lângă mine l-am pe colegul meu, Emilian Dospinescu, pe care îl provoc cu o primă întrebare. Bine ai venit, Emi. Bine v-am găsit. Întrebarea care ne macină pe noi este următoarea. Blesteamă Dumnezeu sau nu blestemă? Este Dumnezeu cel care vrea rău pentru oameni sau nu? Este Dumnezeu acela care găsește plăcere în a-i vedea pe oameni cum se chinuie sub consecința blestemului sau lucrurile stau altfel și noi nu ne înțelegem atunci când spunem este blestemat de Dumnezeu? Nu, în puține ocazii vedem un om năpăstuit și în loc a vedea soluții cum să-l putem ajuta, spunem nicio problemă, l-a pedepsit pe Dumnezeu, nu sunt eu mai bun decât Dumnezeu să fac pentru el, mai mult decât a făcut Dumnezeu. Ne interesează lucrul acesta. Este Dumnezeu cel care aduce blesteme sau nu? Cu siguranță plecăm din start în dezbaterea acestui subiect cu gândul că e nevoie să ne punem la punct cu multe informații din Biblie despre Dumnezeu. Au fost momente când Dumnezeu a reacționat față de oamenii Bibliei sau față de poporul său, cum lucrează un tată sau cum reacționează un tată față de copilul lui. Folosind și metode disciplinare sau anumite consecințe ale purtării, eu știu, depărtate de Dumnezeu, ale poporului său. Însă de aici sau de la acest tip de lucru al lui Dumnezeu până la înțelege blestemul așa cum înțeleg oamenii, este o cale foarte lungă. E o diferență de percepție cu siguranță. Cum aduce Dumnezeu un blestem și cum blestemă oamenii pe celălalt. Cu siguranță aș putea să aduc în discuție doar o singură situație când, ca să vedeți diferența între Duhul lui Dumnezeu și Duhul vrăjmașului, pentru că de acolo vin lucrurile. Doi ucenici ai Domnului Iisus Hristos, Ioan și fratele său Iacov, fiul lui Zebedei sau fiii tunetului, sunt supărați pe localitate sau pe oamenii din acea localitate că nu au primit învățătura Mântuitorului Iisus Hristos și îi spun următoarele cuvinte Mântuitorului. Să poruncim să scadă foc din cer peste oamenii aceștia și Mântuitorul le spune nu știți de ce duc sunteți mânați. Deci dacă ucenicii din timpul Mântuitorului Iisus Hristos care erau cu el au fost mânați de un astfel de duh, crezând că blestemul trebuie să se manifeste așa, cu siguranță și oamenii din timpul de astăzi, necunoscând Scriptura și pe Dumnezeu, poate să pună în dreptul lui Dumnezeu anumite aspecte ca fiind blestemul lui Dumnezeu. Sper din toată inima că astăzi să clarificăm problema aceasta a blestemului. Stimați invitați, vă spun și eu bun venit și vreau să, înainte de a adresa prima întrebare amândurora, să vă spun despre faptul că într-o emisiune am urmărit un preot ortodox care lămurea pe cei care urmăreau la televizor câteva situații și el a pus vreo 7 puncte la care răspundea, iar unul dintre puncte au fost acesta. Nu veniți la biserică, e ceva greșit înțeles, nu veniți la biserică să mă rugați pe mine ca preot sau pe noi ca preoți să blestemăm pe cineva. Nu avem noi puterea aceasta. Nici nu ne-a cerut Dumnezeu să facem așa ceva. Așa că dacă până acum ați înțeles greșit așa ceva sau dacă este un preot care a pretins că face așa ceva, să știți că nu de la Dumnezeu vine un astfel de lucru. Până la urmă, am auzit despre părinți care își blesteamă copiii sau mai des despre copii, părinți care își blesteamă copiii, mai rar se întâmplă ca copiii să-și blesteme părinții. Însă se spune așa în popor, zice, doamne, blestemul părintelui, să te ferească cineva de blestemul părintelui tău, ăla când vine, te prinde și nu te mai lasă niciodată, ferească-te Dumnezeu de un astfel de blestem. Haideți să adresăm prima întrebare. Ce este blestemul, domnule Butuc Onisim, domnule Claudiu Racu? Fiecare dintre noastre un răspuns la această întrebare. Un subiect interesant despre care Biblia vorbește destul de mult. Are un punct de vedere. E adevărat că
punctul de vedere al Bibliei diferă de mentalitatea omului cu privire la acest subiect. Ce este blestemul? Putem da o definiție acestui concept? Să știți că m-am uitat și în dicționarul explicativ al limbii române să văd cum îl definește. Și foarte corect spune dicționarul, blestemul este invocare a urgiei din partea lui Dumnezeu în dreptul cuiva. Deci aici se subînțelege că o persoană poate să facă... Așa. E, acum eu vreau să punctez un lucru. Blestemul nu este un bun pe care eu să-l pot folosi în dreptul unuia sau altuia. Blestemul, din punct de vedere al Bibliei, este o consecință a neascultării, a răului în care noi trăim. Ori eu nu pot manipula răul acesta în dreptul unuia sau altuia. Eu pot doar să mă supun lui Dumnezeu sau, dacă nu, atunci sunt tributarul răului în lumea care trăiesc. Subiectul merită atenția noastră și pe parcursul emisiunii vom vedea unele aspecte interesante, zic eu. Domnule Claudiu Racu, trec la noastră, ce este blestemul din perspectiva noastră, din ceea ce ați trăit, ați auzit, ați studiat? E foarte clar o mare diferență între ce cred oamenii și ce crede de Dumnezeu despre blestem sau cum prezintă Biblia blestemul. Românii cred în blestem. 55% au declarat că ei cred în blestem. Prezentați o statistică. Da, e o statistică, sondaj IRES din 2014. Foarte mulți cred în blestem, dar au o concepție nu după scriptură despre blestem, ci formată din cărți pe care le-au citit, de basme, din filme pe care le-au văzut, cred în chiar în puterea talismanelor, acele obiecte care țin la distanță blestemul, dar Biblia prezintă în alți termeni blestemul, e urmarea consecința neascultării față de Dumnezeu, așa cum găsim în Deuteronom 28. Vom mai vorbi despre acest capitol. Aici Biblia vorbește despre blestem atunci când cineva păcătuiește împotriva lui Dumnezeu. El își atrage de la sine, își atrage pedeapsa din partea lui Dumnezeu pentru păcatul pe care îl face. Ieremia 17:6 prezintă un om blestemat. Căci este un nenorocit în pustie și nu vede venind fericirea, locuiește în locuri arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Asta e ceea ce descrie Biblia în dreptul omului blestemat, un om care nu e fericit, un om care e disperat, în jurul lui e totul sterp, sumbru. E problema care se ridică în emisiunea aceasta, cred că este următoarea. Chiar dacă românii cred în blesteme, totuși fiecare om cred că este conștient de faptul că nu e un lucru bun blestemul. Da. Nu cred că ai vrea să ai parte de un blestem și nu cred că te gândești la binele celuilalt în momentul în care tu îl blestem. Sunteți de acord cu lucrul acesta. Oricât de, știu eu, jos ar fi un om din punct de vedere spiritual, nu cred că are convingerea că blestemul este un lucru bun. Eliminăm din start lucrul acesta. Bun. Problema care o ridică emisiunea aceasta este următoarea. Dacă blestemul nu este un lucru bun, Dumnezeu aduce blestem, Dumnezeu blestemă, pentru că avem cel puțin două cazuri care vreau să le pun în atenția dumneavoastră. După căderea în păcat, Dumnezeu blestemă pământul. Și Iisus Hristos, cât este pe pământ, da, în cei 3 ani și jumătate mai lucrării sale, când mergea cu ucenicii, la un moment dat vede un smochine care nu avea roade. Se supără atât de mult pe smochinul respectiv, încât îl blesteamă. Cum împăcăm aceste două situații cu ideea că Dumnezeu nu face răul, dar în același timp Dumnezeu aduce blestem, sau Dumnezeu blesteamă? Vă rog, domnul Onisim. Da, eu am deschis Biblia la pasajul de care dumneavoastră aminteați. Însă aici este o nuanță interesantă de care trebuie să ținem cont. Spune că după căderea omului în păcat, după ce păcatul a intrat în lumea noastră, Dumnezeu privește asupra acestei realități și declară: blestemat este acum pământul din pricina aceasta. Practic, nu este
un blestem pe care Dumnezeu îl dă, ci este o afirmație, este o constatare a unei realități deja petrecute. Blestemat este pământul. Pentru că, da, ce este blestemul? Și spuneați foarte bine, foarte corect. Și anume că noi discutăm despre două lucruri care sunt în opoziție una față de cealaltă. Și anume, binele și răul. Și oamenii în limbajul lor se raportează atunci când spui bine, te raportezi la Dumnezeu. Corect. Iar atunci când vorbești despre rău, răul acesta se pune pe seama lui Satan. Iar blestemul face parte din categoria răului. Acum, când vorbim despre blestem, blestemul intră în această categorie a răului. Eu nu pot să trăiesc cu Dumnezeu, să ascult de Dumnezeu și în același timp să fiu blestemat. Nu am cum, nu se poate. Sunt incompatibile aceste două lucruri. Oricine întoarce spatele lui Dumnezeu, el atunci face răul. Făcând răul, practic tu trăiești într-o lume, într-un mediu al blestemului. Blestemul este răul de care tu te legi, pe care tu îl faci, în care tu trăiești zi de zi. De aceea Dumnezeu vrea ca să fim cu El, să ascultăm de El, ca blestemul să nu ne afecteze. Pentru că un om care trăiește cu Dumnezeu nu este afectat de blestem. Blestemul vine de la Satana. Aceasta este perspectiva Bibliei. E adevărat că oamenii leagă blestemul de chestiuni de acestea mistice. Blestemul este în zona aceasta misticismului ceva care poți invoca, pe care îl poți cere. Nu, Biblia respinge categoric lucrul acesta. Bun, dar acum, mă scuzați că vă întrerup. Dumneavoastră a spus că Dumnezeu, atunci când blestemul pământul, face o constatare, da. Și în același timp ați spus că Satan este cel care aduce blestemul. Înseamnă că Satan a blestemat pământul și Dumnezeu a constatat lucrul acesta? Sau Dumnezeu a spus pământul, datorită faptului că omul a adus păcatul în lume, este blestemat de aici? Corect. Parte. Aceasta, da? Este perspectiva corectă a Bibliei. Deci, din punctul acesta de vedere, Dumnezeu constată o consecință, da? Exact. A căderii omului în păcat, iar consecința aceasta, da? Implică atât faună, vegetație, da? Și toată creațiunea de pe pământul acesta pe care Dumnezeu o făcuse nu de foarte mult timp. Da? Adică Dumnezeu este acela care spune, nu poți să faci răul, dar în același timp să nu suporți consecința. Corect. Este ca și un medic care operează, deschide o rană, vede acolo cancerul și zice, e cancer. Pune un diagnostic. Nu medicul a adus cancerul acolo. El face o constatare, e un diagnostic pe care îl pune și lucrul acesta s-a întâmplat și cu Dumnezeu la început. Deci omul a ascultat de vrășmaș și ca drept consecință răul, blestemul, dacă noi vrem să-i spunem blestem, dar putem spune răul, e sinonim, răul a intrat în lumea aceasta și ca o consecință a neascultării omului față de Dumnezeu. Domnul Claudiu, blestemă Dumnezeu sau nu blestemă? Haideți să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă lucrul acesta. A blestemat Iisus Hristos mochinul, că ne-am legat cu Domnul Onisim mai mult de blestemarea pământului. Dar în momentul în care Iisus Hristos a fost pe pământul acesta, a blestemat smochinul respectiv. Înțelegem mot-a-mot ce a spus Iisus Hristos, dă loc la interpretare enunțul pe care l-a făcut Iisus Hristos acolo. Cum stau lucrurile? Un mare cercetător spune că în Palestina smochinul dă prima dată roade și apoi dă frunze. De departe, Iisus era cu ucenicii și a văzut un smochin plin, bogat în frunze. E adevărat, era primăvară de vreme. Și Iisus vede smochinul acela și zice, are frunze, sigur trebuie să aibă și fructe. Dar când ajunge la el, constată că nu are niciun fruct. Și atunci constată că e un copac bolnav, iar unii cercetători chiar așa spune că n-a fost pur și simplu un blestem fără să aibă nimic de a face cu realitatea de acolo. Ci pur și simplu Domnul constată că copacul acela era blestemat, era deja bolnav și el constată lucrul acesta. Era și o parabolă în același timp. Vorbea Domnul Hristos în simbol. Era vorba despre poporul Israel, care de multe ori e comparat cu un smochin roditor până atunci, dar acum era comparat cu un smochin neroditor, poporul Israel, pentru că pe buze aveau lucruri frumoase despre Dumnezeu, dar în inimă nu făcea niciun rod pentru Dumnezeu. Și blestemarea smochinului prezintă lucrul acesta
națiunea este blestemată pentru că nu aduce roade înaintea lui Dumnezeu și va fi în curând, la 30 și ceva de ani, de momentul în care Domnul Hristos face lucrul acesta, parabola aceasta vie, poporul Israel a și fost distrus, Ierusalimul a fost distrus în anul 70. Deci e și o vorbire cu sens figurat a Domnului Iisus Hristos, dar cu trimitere la dărâmarea Ierusalimului din anul 70, da, de către armatele romane. Spune Sfânta Scriptură, 1 Iacov, versetul 13, nimeni când este ispitit, să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu îi ispitește pe nimeni. Putem înțelege din textul acesta că Dumnezeu nu aduce răul? Adică Dumnezeu nu se uită la tine și spune, uite, n-ai fost de acord cu mine, pentru lucrul acesta te blestem, vei suporta asta, asta și asta. Ci mai degrabă Dumnezeu este acela care ne avertizează și înainte, da? În clipa în care veți mânca din el, spune lui Adam și Evei, aduce la cunoștință și consecința pe care ei urmau să o suporte. Veți muri negreșit. În momentul în care ei au mâncat din pomul respectiv, Dumnezeu nu face decât să le reamintească ce le spusese cu mult înainte. Pentru că voi ați mâncat, pe cale de consecință, purtați consecințele păcatului vostru, da? Deci putem conchide că Dumnezeu nu este acela care aduce răul, nu pedepsește într-un mod discreționar, da? Ci Dumnezeu nu face altceva decât să ne aducă la cunoștință consecințele păcatelor pe care noi le-am comis, da? Ne uităm în Biblie, în Sfânta Scriptură și observăm că Dumnezeu ia în foarte serios atitudinea omului față de blestem. Și observăm că mai degrabă Biblia, Dumnezeu prin cuvântul Bibliei, adresându-se către noi oamenii, ne interzice lucrul acesta și ne spune cine va blestema va avea consecințe foarte mari, foarte grave. Sunt câteva texte pe care vreau să le citesc și apoi să adresez o întrebare. Exodul 21:17, cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moarte. Atât de serios trata lucrurile în Biblie. Exodul 22:28, să nu blestem pe mai marele poporului tău. Suntem într-un context în care în țara noastră și poate chiar în lume oamenii blesteamă destul de ușor pe mai mari noștri. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Deci dacă cineva te blastămă, mai degrabă tu binecuvintează, nu blestema și tu la rândul tău. Rar așa ceva întâlnit, de obicei când cineva înjură, auzim și pe altul că înjură, sau dacă blestemă cineva, blestemă cineva mai tare ca el. Roman 12:14, binecuvântați și nu blestemați, spunea Pavel scriindu-le credincioșilor din Roma. Și acum întrebarea care o am pentru noastră este aceasta. De ce credeți că Dumnezeu a interzis această formă de manifestare în cadrul relațiilor interumane? Fie ele relațiile acestea de orice gen, familie, mai mari sau așa mai departe, de ce Dumnezeu a ales să interzică blestemul, domnule Budu Conisim, domnule Claudiu Racu? Dintr-o logică foarte corectă, pentru că Dumnezeu este consecvent. Și spuneam mai devreme că Dumnezeu se leagă de zona aceasta a binelui. Dar noi mai știm din Evanghelie că Dumnezeu este dragoste. Ca drept urmare, atunci când iubești, n-ai cum să-i dorești răul cuiva. E adevărat că în mentalul oamenilor, omul zice, bă, l-a bătut Dumnezeu. Nu, Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor, este un Dumnezeu al dragostei. Răul este străin de Dumnezeu. E adevărat că, da, și se repetă lucrul acesta, dacă faci răul, primești consecințe ca atare. Însă, eu ca să blestem pe cineva, asta înseamnă că trebuie să-l urăsc. Da? Să-i vreau răul. Să-i doresc răul. Și să mă bucur de răul lui. Atunci când omul ajunge într-un necaz, zice, na, l-a bătut Dumnezeu. Da? Adică Dumnezeu a făcut dreptate. Nu. Dreptatea, din perspectiva lui Dumnezeu, este ca oamenii să fie reabilitați, să fie iertați, să fie primiți de Dumnezeu. Ca oamenii să primească dragostea lui Dumnezeu și să ofere la rândul lor dragoste mai departe. Din această perspectivă, blestemul nu și-are rostul, nu și-are locul în viața unui creștin, a unuia care crede în Dumnezeu și care îl iubește pe Dumnezeu. De asta spune Domnul, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă prigonesc, celor ce vă urăsc. Wow! Este ceva străin de mentalitatea oamenilor de rând. Sunt principiile împărăției lui Dumnezeu și ale împăratului, cel care este Hristos. Exact! Domnule Claudiu Racu, de ce să nu blestemăm? De ce Dumnezeu spune nu blestemați? Nu folosiți astfel de
metode față de semenii voștri, față de cei mai mici sau cei mai mari? În primul rând, atunci când el poruncește un lucru, știe că totdeauna e în folosul nostru și în folosul la copiii lui, în general. În al doilea rând, Iacov 3:9 spune că cu ea, adică cu limba, binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Un al doilea motiv este că nu poți să blestem pe cineva care e făcut după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea lui. Nu, dacă îmi permiteți, înțeleg o logică ceva de genul acesta. Nu e o contradicție ceea ce spun acum. Cu alte cuvinte, spui așa, este... te înșeli în momentul în care spui că tu lauzi pe Dumnezeu cu limba și cu aceeași limbă blestem pe cineva care se seamănă cu Dumnezeu, care este semenul tău, da? Deci este un paradox și Dumnezeu ne spune, n-ai cum să blestem pentru că dacă tu spui că ești creștin și mă lauzi pe mine, tu n-ai cum să blestem cu aceeași limbă. Continuați. E ca și cum cineva ar vorbi foarte de bine pe tatăl, dar vorbește de rău pe copil și crede că pe copilul acelui tată și zice că tatăl nu va fi deranjat de lucrul acesta. Tatăl ține la copilul lui și chiar Dumnezeu ține la copiii săi, chiar dacă unii într-o măsură mai mică sau mai mare mai păstrează sau nu mai păstrează așa de mult din chipul său. În al treilea rând, tot Iacov, capitolul 3, spune că din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Iacov este destul de dur, spune că practica aceasta de a blestema nu este de la Dumnezeu, dimpotrivă este de la diavolul. Și în ultimul rând, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Și omul rău scoate lucruri rele din misteria inimii rea a lui. Deci e decizia noastră ca oameni să facem lucrul acesta. Sper din toată inima ca pentru telespectatorii noștri să fie o reacție bună. Nu, când au auzit că blestemul este inspirat foarte clar de vrăjmaș, este de la satana. Sper că unii n-au închis televizorul, ci din contra, să zică, uite, hai să mă pucăiesc, hai să nu mai fac lucrul acesta, aflând acum de unde este izvorul, de unde e fântâna aceasta. Sunt foarte mulți oameni supărați. Am întâlnit oameni care spun merge rău în viață pentru că am fost blestemați de părinți, părinții mei au decedat și eu port blestemul acesta. Este cât se poate de concludent ceea ce ați spus dumneavoastră, Claudiu Racu, și anume că toate lucrurile acestea nu vin de la Dumnezeu, da? Chiar dacă e exprimare plastică, da? E o sursă, spune, diavolească, drăcească. În spatele unui blestem nu poate să stea Dumnezeu, cel care este sursa binelui, da? Spune Habacuc 1:13, ochii tăi sunt atât de curați încât nu pot să privească nelegiuirea, da? Cum ai putea tu să privești răul? Ei, înțelegem de aici că nu Dumnezeu este acela care îi mână pe oamenii, insuflă pe oamenii, inspiră pe oameni să blesteme. Pe de altă parte, vreau să înțelegem un lucru. Dumnezeu, în momentul în care aduce astfel de situații, cum a fost blestemarea pământului sau a smochinului, nu face decât să aducă la cunoștință rezultatele neascultării. Aș vrea pentru telespectatorii noștri să vă întreb cum anume face Dumnezeu cunoscut rezultatele neascultării omului. Vă rog, domnul Monisim. Omul, pentru că a fost creat de Dumnezeu ca ființă morală, are posibilitatea să aleagă între bine și rău. Dumnezeu nu-l forțează pe om să facă răul, dar atenție, nu-l forțează nici să facă binele. Practic, Dumnezeu îi pune înainte omului cele două alternative și spune alege. Eu vreau să alegi binele, vreau să alegi viața. Dar vreau să vă întreb un pic. În momentul în care Dumnezeu îmi pune înainte, da, poate ca o paranteză de la subiectul nostru, în momentul în care Dumnezeu îmi pune înainte binele, nu cumva mi-l și sugerează, dacă mi-l sugerează, nu cumva încearcă Dumnezeu să mă manipuleze, să mă duc în direcția aceasta a binelui? Poate că eu nu vreau să fac binele. Faptul că Dumnezeu îmi spune, uite ce trebuie să faci, nu cumva Dumnezeu încearcă să mă direcționeze
unde își dorește el? Nu, deși Dumnezeu poate sugera lucrul acesta și chiar ar avea tot interesul să o facă, pentru că, așa cum știm cu toții, suntem creștini. Deci când ați spus nu, nu e manipulare, dar nu, Dumnezeu nu, totuși dar Dumnezeu, da, Dumnezeu și-ar dori că eu să fac binele, ne îndeamnă să facem binele. Biblia prezintă lucrarea Duhului Sfânt în sensul acesta care lucrează la inima omului, dar nu obligă, pentru că Dumnezeu, creindu-ne pe noi ca ființe morale, ne-a dat liberul arbitru și noi avem, decizia este la noi, dar noi putem decide în sensul acesta. De aceea, omul care se așează de partea vrășmașului, atunci el, așa cum amintea colegul meu, nu poate să și binecuvinteze, să și blesteme totodată. Deci, odată ce te-ai așezat de partea celui rău, atunci tu nu iubești pe oameni, tu tot timpul ai dorința aceasta de a te răzbuna pe oameni, le vrei răul, te bucuri de răul lor. Asta este consecința clară a unuia care slujește pe vrăjmaș. Și nu a cunoscut pe Dumnezeu, da? Spune 1 Ioan capitolul 4, versetul 8, da? Cine nu iubește, nu a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru corect. Că Dumnezeu este dragoste, corect. Arată despărțirea acelui om de Dumnezeu. Nu este într-o relație bună cu Dumnezeu. Corect. Pentru că atunci, spune tot Ioan, da? Cum poți să spui tu că iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, în timp ce tu nu-l iubești pe semenul tău, pe care îl vezi, da? Adică e o minciună, pentru că e un dezacord între ceea ce spui și ceea ce faci tu în realitate. Domnul Claudiu, în momentul în care Dumnezeu vine și îmi spune nu e bine să faci lucrul acesta, da? E bine să te duci într-o altă direcție. Ce anume de calitatea morală a lui Dumnezeu, da? Să-mi spună mie ce să fac și ce să nu fac. Adică din ce postură Dumnezeu îmi spune lucrul acesta și să vedem dacă Dumnezeu este legitimat să facă lucrul acesta sau calcă peste voința mea. Dumnezeu este, în primul rând, este creatorul nostru și, în al doilea rând, El este răscumpărătorul nostru. Își dorește binele din lume pentru noi și de asta l-a dat pe Fiul Său. Nu doar a vorbit frumos că ne iubește, ci a dovedit asta la modul cel mai puternic, dându-L pe Fiul Său să moară. Pentru că ne iubește și a demonstrat lucrul acesta, El nu poate manipula. Manipularea înseamnă El să câștige, eu să pierd. El dând, pierzând pe Fiul Său, e exclus varianta de manipulare. El este doar în postura în care să facă binele veșnic pentru noi. El este acolo, Dumnezeu, pentru ca să urmărească binele nostru veșnic. E interesant ce spuneți dumneavoastră și reținem lucrul acesta, dar manipularea înseamnă ca eu să câștig și el să piardă. Dumnezeu a pierdut ca eu să câștig, dar dimpotrivă, deci nu este manipulare. Faptul că Dumnezeu ne și creează, ne și răscumpără prin jertfa de la Golgota, noi suntem proprietatea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu are tot interesul să ne conducă într-o direcție bună, da? Motiv pentru care spune să faci asta și asta, dar în același timp Dumnezeu ne și conștientizează. Dacă nu asculți de ceea ce spun eu, iată care sunt consecințele neascultării tale, da? Despre asta vorbim atunci când în Biblie înțelegem că Dumnezeu a dus blestemul, nu? Vă rog, continuați. Da. Pentru fiecare kilometru de stradă există 2 kilometri de șanță. Aici putem vedea pe Dumnezeu în două ipostaze, dintr-o două perspective greșite despre Dumnezeu. În primul rând, poți să privești la Dumnezeu și să zici că seamănă foarte mult cu zeii antici, care erau foarte capricioși, pedepseau după buna lor plac pe oameni, fie că omul făcea bine, fie că făcea rău, nu-l interesa, cum îl tuna, așa făcea. Și zeii trebuiau îmbunați, se aduc jertfe ca să se mai tempereze o leacă, că era prea, prea capricios. Dumnezeu nu este așa. Atunci când pedepsește, Dumnezeu pur și simplu lasă ca urmarea firească a neascultării să meargă până la capul și să vină consecințe. Iar celălalt șanț în care putem cădea legat despre Dumnezeu, să zicem că Dumnezeu e acolo în cer și doar privește la rău fără să intervină, nu-l interesează prea mult. Este un pic cam apatic. Dumnezeu pedepsește și într-un mod indirect, dar și într-un mod direct. Indirect atunci când lasă consecințele păcatului să meargă mai departe, și uneori chiar direct întâlnim în Noul Testament de mai multe ori lucrul acesta. Iacov 4:12, el salvează și distruge. Chiar Fiul lui Dumnezeu în Apocalips 19 este cel care face distrugerea atunci când omul păcătuiește, el în cele din urmă distruge răul și păcatul. Distrugerea aceasta este ca o intervenție chirurgicală, da? Da. Ca să elimini răul de acolo trebuie să intervină cineva, să taie, să extirpe, să dea la o parte pentru ca omul să poată să rămână în viață. Dacă n-ar exista intervenția aceasta a lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ar face altceva decât să permită, da, ca răul să existe în viața
acelui om, cel îl va duce la moarte veșnică. Ori Dumnezeu reacționează în contextul veșniciei atunci când se raportează la noi și nu la contextul imediat, așa cum facem noi atunci când luăm vreo decizie, da? Poftiți! Mânia nu este orgoliul său rănit, ci pur și simplu este indignarea dreaptă. Atunci când să ne imaginăm că niște oameni răi vor să facă rău unei persoane, doi trec pe acolo și văd lucrul acesta, unul dintre ei dă din numeri și merge mai departe, iar celălalt intervine și chiar mai în forță pentru ca să ajute pe cel care e în minoritate. Care dintre cei doi acționa drept? Cel care este calm sau cel care este furios? E clar că cel care intervine, atunci când vrem să iubim binele, automat trebuie să urâm răul. Dumnezeu spune că antonimul pentru iubire nu este mânie, ci este apatia. Dumnezeu nu este apatic. Stă și pur și simplu vede că ceva se întâmplă rău și el să stea cu mâinile încrucișate. Ci el intervine și când copiii lui greșesc, el îi disciplinează pentru că le dorește tot binele din lume și dorește ca ei să fie salvați pentru totdeauna. Slava lui este toxică pentru păcat. Atunci când cineva greșește, trebuie să suporte consecințele, precum aerul face bine omului. Dar pentru bacterii, pentru anumite bacterii, e foarte dăunător. Același aer care e o mare binecuvântare. În Scriptură, drepții nu se plâng de faptul că Dumnezeu este prea milos și cum poate un Dumnezeu atât de milos să distrugă, ci se plâng exact de contrariu. Deseori în Psalm, în Habacuc, în Apocalips chiar, ei se întreabă cum un Dumnezeu drept nu intervine să facă dreptate aleșilor săi, copiilor săi. Și putem citi Apocalips 6 cu versetul 10. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judești, să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului? În concluzie putem spune că Dumnezeu nu este nici capricios ca zei, dar nu este nici apatic, ci El răspunde atunci când copiii Lui greșesc, însă cu iubire îi pedepsește în dorința de a-i îndrepta pe drumul cel bun. Stimați oaspeți, stimați invitați, vreau să vă spun că am fost la o mormântare și acolo am vorbit despre moarte și am întrebat la un moment dat pe cei care erau prezenți: dumneavoastră v-ați pregătit să muriți? Te-ați pregătit să muriți? Am fost abordat după ce s-a încheiat mormântarea aceea și mi s-a spus să nu mai vorbești despre lucrul acesta. Abordează alte subiecte, dar nu ne pune nouă întrebări, că asta înseamnă că ne blestemi la moarte. Nu mai discutăm subiectul acesta. Întrebarea care vine acum este: poate blestemul acesta neîntemeiat se poate atinge de oameni? Este un text în Biblie care spune așa: cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunic, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Adică poate să blesteme cineva și de momentul acela eu să mă tem, gata, m-am blestemat, asta mă așteaptă de acum înainte, exact ce mi-a spus, asta mi se întâmplă. Se întâmplă ce spun oamenii atunci când ne blesteamă, sau mai degrabă Dumnezeu are un control asupra acestor oameni? Cum vedeți noastră acest lucru? E un lucru mai practic, mai concret și vă întreb și vreau să vă aud opinia, părerea. Da, cu siguranță lucrurile nu se întâmplă așa cum vor unii. Pentru că aminteam mai la început, noi nu putem manipula lucrul acesta așa cum vrem noi. Dacă cineva face răul și persistă în răul lui, va primi consecințele alegerii lui. Însă, nu putem manipula pe Dumnezeu să spunem: fă-i rău lui cutare sau lui cutare, lui X, lui Y. Nu se poate lucrul acesta. Ceea ce spuneați dumneavoastră legat de moarte, într-adevăr, în mentalul omului de rând, moartea este cel mai mare blestem. Însă, s-ar putea să surprindă pe unii să spun că moartea nu e un blestem. Ba, poate aș spune că moartea e o binecuvântare. Și sună rău lucrul acesta, dar aș vrea să-și imagineze telespectatorii noștri ce s-ar întâmpla dacă un om, trăind în condiții de păcat, cu boală, cu suferință, cu probleme de sănătate, ar ajunge să nu moară niciodată. Vă dați seama ce teribil ar fi viața? De aceea, Dumnezeu, în dragostea Lui, de care aminteam mai devreme, a îngăduit ca moartea să fie
ca un fel de binecuvântare în viața unui om obosit de viață, de trudă, de păcatul în care trăim cu toții, noi trăim într-o lume a păcatului, într-un mediu păcătos, care acesta erodează în viața noastră cu consecințele pe care le aduce păcatul. Și la un moment dat omul încheie viața și se termină cu această suferință, pentru că am vorbit și în alte emisiuni și cu siguranță telespectatorii își pot reaminti, moartea nu este cel mai mare și ultimul rău din lumea aceasta. Scriptura ne prezintă o perspectivă frumoasă. Dumnezeu este viu și El este viață și El vrea să readucă pe toți la viață. Așa că blestemul nu este ceva de care să ne temem. Eu mi-aduc aminte, eram copil și aveam vecini care erau foarte superstițioși, că blestemul ține și de zona aceasta a superstiției foarte mult. Și dacă cumva te mirai de un lucru pe care vecinul avea, spunea, nu, zice, trebuia să faci anumite gesturi, punea tot felul de cănăfiori, roșii, ca nu cumva să se întâmple răul acesta. Nu, noi nu putem dirija răul cum vrem noi. Răul vine de la sine dacă noi ne-l asumăm și dacă îl facem, răul vine și vom avea parte de rău. Dacă ne prindem de Dumnezeu și trăim corect, așa cum spune Scriptura, răul nu are nici o putere asupra nimănui. Poate să intervină Dumnezeu atunci când o persoană blesteamă, poate să oprească blestemul acela, funcționează blestemul din partea unei persoane către alta. Cum vedeți noastră, domnule Racu Claudiu? Luca 10 cu 17 la 19 spune: iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toate puterile vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Pe de o parte spune Scriptura lucrul acesta și un exemplu foarte practic întâlnim în Numeri, capitolul 22 la capitolul 24. Aici Balac, un împărat, dorea foarte mult să distrugă poporul Israel, nu avea nicio șansă pentru că acest popor era binecuvântat de Dumnezeu și se vedea că era binecuvântat de Dumnezeu și atunci recurge la un vicleșug, încearcă să mituiască un profet al lui Dumnezeu ca să blesteme acest popor, ca după aceea el să poată distruge. Și vine la el, inițial n-a vrut profetul, după aceea acceptă lucrul acesta și se duce să blesteme. Încearcă să blesteme, nu poate, încearcă tot felul de trucuri. Hai să mergem pe partea cealaltă, poate o să iasă atunci. Aducem niște jertfe. Au încercat toate trucurile și în cele din urmă, în Numeri 23, cu versetul 8, Balaam spune: cum să blestem eu pe cel ce nu-l bleastă-mă Dumnezeu? Nu pot, nu pot. Chiar dacă era profet, el nu putea blestema. Dar apoi oamenii de rând, n-au nicio șansă. Și mai departe, la un moment dat chiar începe să binecuvinteze. Împăratul plătește să blesteme și îl binecuvintează. Atunci împăratul zice, măcar nu-l binecuvânta, dacă tot te-am plătit să-l blestem. Și el a zis, uite cum e treaba, și versetul 20 spune, iată că am primit poruncă să binecuvintez. Da, el a binecuvântat și eu nu pot întoarce. Nu poate face nimic. Dacă Dumnezeu l-a binecuvântat, el n-a putut face nimic. Și mai departe, tot el spune așa, descântecul nu-l poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Toate cuvintele oamenilor de blestem nu-și pot atinge ținta dacă nu există și îngăduință din partea lui Dumnezeu pentru ca acel om să fie blestemat. Adică dacă mai degrabă nu există o cauză în viața acelui om la care să prindă apoi blestemul. Trebuie să fie un cârlig în viața celui om, un păcat de care se plirindă apoi blestemul. Fie că a umblat poate cu lucruri oculte sau ceva de felul acesta, atunci de cârligul acela, diavolul poate aduce blestemul în dreptul lui. Deci, teama ar trebui să sune altfel și nu numai dacă m-a blestemat un om, ci mai degrabă dacă sunt sau nu binecuvântat de Dumnezeu. Da? Aici sunt în prezența lui, trăiesc împreună cu Dumnezeu, ascultă el, pentru că înțeleg un lucru de aici, în momentul în care Dumnezeu mă binecuvântează, în același timp binecuvântarea lui Dumnezeu mă și protejează de orice blestem care ar putea veni din partea cuiva. Că, practic, eu ca om nu pot să blestem pe cineva, nu am forța să acționez în viitorul acelui om și să atrag cumva eroul în viitorul acelui om
cu excepția cazului în care intervin în viața lui la momentul acesta și să-i fac un rău direct. Da? Dar ce se întâmplă? Noi ca oameni cerem din partea, uneori o facem în mod conștient, nu ne explicăm, nu definim lucrurile acestea, cerem din partea divinităților, oricare ar fi ele, aparținând binelui sau răului, da? Ca acelui om să-i fie rău. Dar dacă omul acela este binecuvântat de Dumnezeu, dacă este sub protecția lui Dumnezeu, nu se atinge răul de el, ci din potrivă nu face altceva decât să se bucure de protecția lui Dumnezeu. Domnul Butuc, spuneți-mi, faptul ca eu să fiu protejat, binecuvântat de Dumnezeu, are vreo legătură cu felul în care eu mă raportez la Dumnezeu? Adică Dumnezeu așteaptă de la mine o anumită atitudine, un anumit mod de viață ca să îmi oferă binecuvântare? Există o legătură între neascultare și blestem, între binecuvântare și ascultare de Dumnezeu? Vă rog. Există în Scriptură, în Vechiul Testament, un capitol care se ocupă exact de problema aceasta, poartă titlul Binecuvântarea și blestemul. Dacă telespectatorii își au timp să deschidă Cartea Sfântă la pagina 205, Deuteronomul, capitolul 11, aici spune așa, iată, îți pun înainte binecuvântarea și blestemul, binecuvântarea, și acum urmează ceva foarte interesant, dacă veți asculta de poruncile Domnului, sau blestemul, dacă nu veți asculta de poruncile Domnului. Observați că asta ține de o atitudine, de atitudinea mea față de Dumnezeu. Dacă ascult de Dumnezeu sau dacă nu ascult de Dumnezeu. Practic, în asta constă binecuvântarea și blestemul. Blestemul este neascultare față de Dumnezeu. Și neascultă de Dumnezeu și de poruncile Lui, așa cum scrie aici, primește consecințele acestei neascultări. Sau cine ascultă de Dumnezeu este și beneficiază de consecințele acestei ascultări. Deci este și protejat, da? Marcăm pe ideea aceasta. Cu siguranță. Indiferent cine ar vrea să-mi facă răul, indiferent care este atitudinea oamenilor din jurul meu, atunci când sunt protejat de Dumnezeu, când sunt binecuvântat de Dumnezeu, automat sunt și protejat. Domnul Claudiu, în același registru, Dumnezeu așteaptă să fac anumite lucruri ca să mă binecuvânteze, așa cum face, cum așteaptă să nu fac anumite lucruri ca să nu fiu blestemat? Adică totuși Dumnezeu cere și de la om ceva, sau indiferent de felul în care îl înțeleg pe Dumnezeu, indiferent, că în urmă spune Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu lasă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi. Nu este o binecuvântare locul acesta. Bun, înseamnă că Dumnezeu nu are anumite așteptări de la noi când este vorba de a ne da binecuvântări, sau nu contează răul pe care îl facem și oricum suportăm consecințele blestemului? Cum stau lucrurile? Întrebare extrem de complexă, s-ar merita câteva emisiuni probabil pe această întrebare, deoarece e nevoie de foarte multe informații pentru a le pune cap la cap și să dăm un răspuns cât mai concret pentru lucrul acesta. Ca să simplifică, pe pământul acesta, omul trebuie să facă ceva sau nu? Omul are partea lui, trebuie să asculte de Dumnezeu și atunci Dumnezeu îi poartă de grijă, chiar dacă uneori vin și peste un astfel de om tot felul de nenorociri și necazuri. Gen Iov a fost și el un om extrem de credincios, un om neprihănit, spune Scriptura, și Dumnezeu îl numește neprihănit, nu doar oamenii, și a avut în consecință totuși de a face și cu anumite probleme în viața lui, necazuri. De aceea e un subiect complicat, dar noi putem să ne adăpostim de multe necazuri. Dumnezeu uneori trimite anumite disciplinări și dacă noi învățăm lecția, El nu mai repetă disciplina aceea, nu mai trimite aceeași pedeapsă pentru ca noi să învățăm. Dacă am învățat lecția aceea, El nu o să mai folosească pedeapsa. Dacă nu învățăm, se repetă pedeapsa și poate până la urmă învățăm. Hotărârile noastre sunt cele care generează binecuvântare sau blestem. În linii mari putem spune așa. Este un... Și aș vrea să adaug, mi-a venit în minte un text care mi se pare important legat de întrebarea dumneavoastră. În Galateni, capitolul 3, se spune că toți cei care se bizuiesc pe faptele legii, adică pe ceea ce ei pot să facă, pe ceea ce cred ei că vor face și pe modul cum ei înțeleg ce e bine și ce e rău, sunt sub blestem.
Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Observați că Dumnezeu ne-a dat cartea legii, scriptura, legea celor 10 porunci, o avem în centru, și cine ascultă Dumnezeu și împlinește cele scrise în cartea legii, spune, este protejat. Apropo de ce spunea domnul Rașcu, este protejat, este binecuvântat de Dumnezeu. Cine crede că prin puterea lui, prin abilitățile lui, prin înțelepciunea lui, poate să facă lucrurile lumii acesteia fără să greșească, se înșală. Nu putem face așa ceva. Ne pregătim de un răspuns concluzii din partea noastră, stimați invitați, și vreau să vă rog frumos să închem. La început spuneam că foarte mulți oameni se tem de blestem și ar face orice să nu fie atinși de blestem. Pe bază biblică, ce trebuie să facă un om pentru a nu fi atins de blestem? Închem cu în acest ton pentru ca oamenii să aibă această certitudine. Emisiunea noastră poartă nume de Dialogul Speranței. Vrem să avem speranță cu privire la această discuție destul de întunecată, să spunem așa. Deci, domnule Claudiu Racu, cu dumneavoastră încep, închei cu dumneavoastră, domnule Buduc Onisim, și înainte de a răspunde, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vreau să răspund la această întrebare. Ce trebuie să fac un om ca să fie sigur că nu este atins de blesteme? În 1990, un om cu probleme psihice pur și simplu a dat buzna într-un muzeu în Amsterdam și acolo, în fața unei picturi celebre a lui Rembrandt, Rondul de noapte, a luat acid și a pulverizat și a distrus acea capodoperă. Ce puteau să facă? Puteau să o ia și să o distrugă, era oricum o mâzgălitură, a ajuns să fie o mâzgălitură. Însă oamenii s-au gândit, au luat niște experți și au pus să reproducă, să refacă acea pictură. Și acea capodoperă poate fi văzută și astăzi. Ea a fost refăcută. Prin păcătuire, noi am distrus capodopera pe care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră. Noi suntem după chipul și asemănarea Lui. Domnul Hristos a venit pentru a reface această capodoperă pe care El a lăsat-o în viața noastră. Putem face câteva lucruri. Putem să mărturisim că ne încredem în El pentru ca să facă această lucrare specială în viața noastră, apoi să ne pocăim de faptele rele pe care le facem, să cerem iertare înaintea lui Dumnezeu, să cerem iertare și față de alți oameni, în al cincilea rând să renunțăm la anumite lucruri care au de-a face cu puterea celui rău, obiecte oculte, religii false sau lucruri care ne duc spre zona aceasta de blestem, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru eliberare, dacă cumva există vreun blestem în viața noastră, și în ultimul rând să așteptăm răspunsul care vine din partea lui Dumnezeu, un răspuns al credinței. Trebuie să avem grijă legat de icoane, să avem grijă legat de alți idoli, pentru că Biblia spune că să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer sau jos pe pământ, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Aici trebuie să avem o grijă. Și în același timp, Domnul spune că atunci când nu îi restituim partea lui, zecimea și darurile de mâncare, suntem blestemați atâta vreme cât îl înșelăm cu lucrurile acestea. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul, concluzie. Probabil că la dumneavoastră a rămas mai puțin timp pentru acest răspuns. Foarte scurt, concluzie. Și încrede-te în Dumnezeu, citește Scriptura să-L cunoști pe Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu să fie prezentă în viața ta și dacă îl iubești pe Dumnezeu și pe oameni, ești binecuvântat și n-ai parte de blestem. Și noastră vă mulțumesc încă o dată și domnului Florin Rașcu, bucurăm că am fost în această emisiune. Stimați telespectatori, și noastră vrem să vă mulțumim că ați fost alături de noi. Cu siguranță mulți dintre noi temem de aceste blesteme sau de blestem pe care oamenii ar putea să-l spună sau chiar Dumnezeu să-l așeze în dreptul nostru. Pe bază biblică înțelegem la sfârșitul acestei emisiuni că de fapt blestemul nu poate lovi neîntemeiat. El nu vine decât în preajma omului care este departe de Dumnezeu și care nu ascultă de Dumnezeu. Vreau să vă ofer la finalul acestei emisiuni câteva făgăduințe, câteva versete din Biblie, din Psalmul 91, care spune: Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Citiți noastră în continuare versetele care urmează, pentru că sunt foarte importante. Până data viitoare, la revedere!